Creativitatea și originalitatea elevelor Cristina Neda și Andreea Giolovici a fost pe măsura așteptărilor juriului, astfel încât au fost încurunate cu lauri. Mai întâi m-am gândit ce pot să fac, dar să fie interesant juriului și să reprezinte ceva ce de fapt este creativ și ce ne poate ajuta în vreun mod. Și atunci am ajuns la ideea că pot face așa tip de machetă care reprezintă de fapt energia apei. Nu este prima dată când particip la acest concurs. Am obținut premii atât la ediția precedentă, cât și la aceasta, fiindu-mi conferite premii la ambele ediții. În prezentarea mea am scris despre diferite mori în vânt. Accentul am pus pe parcul eolian din comuna Covăciță. Copiii deja sunt înștiințați ce așteaptă, pentru că concursul este odată în an. Și fiecare generație știe, deci începând de la clasa 5 până la clasa 8, cam să așteaptă ce trebuie, de fapt, ce urmăresc poate și juriu, și totodată trebuie și noi ca să fim atenți la ceea ce ar trebui, ca să nu ne repetăm în fiecare an. Acest proiect ar trebui să indice că energia nu este abundentă, ci că există diverse surse de energie în jurul nostru și oportunități diferite de a ajunge la ea, pe care nu le-am folosit până acum.